Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ponta a fost depusă, a declarat deputatul Lucian Bode, copreședinte PNL Sălaj, în conferința de presă de vineri 25 septembrie. Potrivit lui Bode, PNL cere liderilor UNPR și PSD să nu fie oile lui Victor Ponta. Luni, Partidul Național Liberal a depus această moțiune de cenzură împotriva guvernului Ponta. Partidul Național Liberal are numărul de parlamentari necesar pentru a depune o moțiune de cenzură. În intervalul depunerii, citirii și dezbaterii moțiunii de cenzură, sigur, Partidul Național Liberal poartă discuții cu toate forțele politice parlamentare pentru a găsi susținerea pentru această moțiune de cenzură, pentru a trece această moțiune de cenzură, iar guvernul Victor Ponta să fie demis. Situația cu Ponta premier inculpat, trimis în judecată, în fruntea guvernului, în opinia noastră, trebuie să înceteze. Consider că interesul național presupune demiterea lui Ponta și nu menținerea lui în fruntea guvernului României. Vă pun la dispoziție acest material ca să nu integre. Partidul Național Liberal cere liderilor UNPR și PSD, senatorul Oprea și deputatul Dragnea, să nu fie oile lui Victor Ponta și să se disocieze prin votarea moțiunii de un premier trimis în judecată care face enorm de mult rău României. Vă aduceți aminte cum critica, cu câtă vehemență critica Ponta, în opoziție fiind, faptul că parlamentarilor li se interzice să-și exprime votul. Acum face exact la fel și cenzurează dreptul propriilor parlamentari. Ponta, în opinia noastră, a devenit toxic inclusiv pentru proprii parlamentari. Vă aduceți aminte, la prezidențiale a anulat dreptul la vot a românilor din diaspora, ulterior a încălcat legea, refuzând să organizeze alegeri, refuzând dreptul la vot pentru aproximativ 3 milioane de români, români care au rămas nereprezentați la nivel local, iar acum le refuză, practic, dreptul la vot propriilor parlamentari. Partidul Național Liberal îi cere lui Gabriel Oprea să spună public care este interesul național în susținerea unui astfel de premier în funcție cu prețul evident al decredibilizării României. Dacă Oprea spune că susține pe Ponta pentru că și-a dat cuvântul, atunci să pună în balanță cuvântul lui și interesul național, interesul României. Ar trebui să aleagă demiterea lui Victor Ponta dacă mai crede, așa cum spune, în interesul național. În cadrul conferinței de presă a luat parte și analistul politic Răzvan Prișcă, care a declarat că PNL a ajuns să spele imaginea României. PNL-ul și-a asumat rolul de a spăla imaginea României, chiar și cu un preț politic de a nu mai putea la o adică depune o altă moțiune de cenzură în următoarele 3 luni. Și asta cred că este un lucru foarte important care trebuie înțeles de toată lumea. Și vis-a-vis de procesul acesta de negocieri care se derulează până marți, până la momentul votării moțiunii de cenzură, lucrurile sunt de adevăr delicate, dar eu cred că ar putea să aibă o șansă de câștig, pentru că sunt foarte mulți oameni de bine încă, chiar și în PSD. PSD-ul este un partid de peste 600.000 de membri. Nu toți PSD-iștii sunt hoți. Nu toți PSD-iștii sunt complici și nu sunt în conivență cu Victor Ponta, cu Liviu Dragnea, cu Sebastian Ghiță și cu toată hoarda de infractori care a uzurpat, practic, PSD-ul în ultimii 3 ani de zile.
Și deja am văzut un domn senator de la Maramureș care a avut o poziție destul de abruptă. Am văzut oameni și parlamentari din UNPR care au avut posturi destul de corecte și de abrupte vis-a-vis de conducerea acestor partide. Deputatul Lucian Bode a prezentat și rezultatele ultimului sondaj efectuat de INSCOP. Fiecare zi cu Ponta la guvern înseamnă procente pierdute pentru PSD și ei nu sunt un partid de 2% să nu realizeze acest lucru. Categoric realizează că Victor Ponta trage în jos PSD. Ponta clar că este un bolovan de gâtul Partidului Social Democrat, dar din păcate este un bolovan de gâtul României. Faptul că Victor Ponta este un bolovan de gâtul PSD ne demonstrează și ultimul sondaj de opinie publicat la nivel național la Comanda Adevărul, sondaj INSCOP, care arată că Partidul Național Liberal se află la 42% din opțiunile de vot ale românilor dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, iar Partidul Social Democrat a coborât la 35% din opțiunile electoratului. Încă o dovadă, să închid această paranteză, că Partidul Național Liberal este cel mai mare, cel mai puternic partid din România și dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PNL ar câștiga alegerile parlamentare.